gata. Te descurci singurică, mami, ne dac parfumul noi, sigur că da. Neața și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi este sâmbătă, mâine este Paștele, practic, și vreau să fac un vlog scurt, nu prea lung, ca să am timp să-l editez astăzi, să-l și urc pe YouTube, să-l vedeți mâine. Nu știu cât veți putea să-l vedeți mâine fiind ziua de Paște, dar știu că stați acasă și poate vă bucur așa o mică escapadă în căsuța noastră. La cântă păsăricile, dar este tare întunecat și sunt maxim 10 grade afară astăzi. De asta m-am îmbrăcat și eu un hanorac și n-am îndrăznit să iau ceva prea scurt pe mine pentru că nu e peisajul prea călduros, ca să zic așa. Am hanoracul ăsta verde, mi-a adus un pic de bucurie așa, că l-am luat, deși e tare și fonat, dar nu am chef în dimineața asta să calc nimic, să fac nimic. Aș mai fi dormit, sincer să fiu, aseară am muncit până târziu cu mama, am făcut prin bucătărie și curățenie și cu mâncare și vinete coapte pentru o salată astăzi și tortul fratelui meu a făcut, pentru că duminică este prima zi de Paște, era a doua zi de Paște, adică luni e ziua fratelui meu, face 20 de ani. Așa că e foarte mult de treabă și mai e și astăzi de treabă. Așa că dacă nu o să filmez prea mult, o să fac eu un rezumat cumva la final. Însă îmi doresc să vă iau astăzi cu noi și uite, am o husă nouă de telefon, vă nu v-am arătat-o. Nu știu cum să o arăt așa, însă e frumoasă. E culoarea cam cum e cureaua la ceas. Este un roz pastel și e de la Skinny Deep London. O să scot un pic de pe telefon să vă arăt. Dar e, e super faină și îmi place mult, mult, mult de tot. Am luat-o pe ultima de pe site. Deci pentru modelul telefonului meu, XS Max, nu o mai găsiți, am luat-o pe ultima, îmi spunea că is the last one și am comandat-o pe ultima. Frumoasă husa. E un roz pastel și e foarte tare, e dură aici la partea din spate, dar marginile sunt moi și îmi place că are brobonițele astea și în momentul în care țin telefonul în mână, brobonițele astea împiedică să-mi cadă telefonul din mână. Pentru că mi s-a întâmplat de multe ori, sincer, să fiu mare telefonul pentru mâna mea și mi s-a întâmplat să cadă de multe ori așa. Da. Nu rămân singurică, mami, că vin și eu imediat. Și că mami, am plecat jos, rămâi singurică, papa. Vin și eu imediat, mama, nu rămân singurică, stai liniștită. Deci, așa spuneam despre husă. Aici pe spate are sclipici pe care îl vezi așa foarte, foarte mărunt, dar e frumoasă. Și are detaliul ăsta de metal aici, cum ar veni, care înconjoară camera. Îmi place foarte, foarte mult. A primit la un e-mail că ajunge și astăzi solarul, adică curierul care este FedEx, cred. O să aduc azi solarul din Polonia, vine. A fost peste 100 de lire, 100 plus lire, nu mi-aduc aminte exact. O să-l vedeți când o să-l punem în picioare cu totul. Acum nu o să ne apucăm, vă dați seama, pentru că mai sunt lucruri de făcut în sâmbătă Paștelui și o zi, două, trei de Paște. Și după aia alte sărbători, dacă nu mă înșel, sunt una după alta. Vin, uite așa, și o să ne ocupăm după aia. Momentan roșiile sunt bine mersi în garaj. Le-am mutat tata în garaj cu castraveți. Și eu mă aștept să vină căștile, pentru că, ghici ce, mi-am murit în ghilimele și casca stângă, adică nu se mai aude nici cingea stângă, nici cingea dreaptă, le-am aruncat, le-am dat lui Dominic pe jos și trebuia normal să vină ieri, pentru că ieri se îndeplinea 48 de ore de Royal Mail, însă având în vedere situația de față, aștept să vină un pic mai târziu, asta este, sper măcar să vină astăzi, ca să am și eu la ce să ascult. Am căștile astea împrumutate de la frate meu, sunt căști de Samsung, așa, pe care le-am băgat în tabletă, ca să ascult episodul 4 la serialul cu Isus. 3 și 4 le-am văzut, super, super fain. Episodul 4 am plâns, doamne, deci în sufletul meu e super. Dacă l-ați căutat și l-ați văzut, aștept și părere din partea voastră. Momentan o să mă duc și o să mâncăm jos pentru că mi-e foame, sincer, m-am trezit de ceva timp cu Dominic pe aici prin pat și trebuie să mănânc și eu. Părul l-am spălat data trecută când am filmat vlog cu voi. Acum mi se aproape îngrașat din nou, mi se îngrașa destul de repede și nu știu de ce. Am obosit până acum, vreau nu știu câte ceasul, 1:25, ok? Am obosit, mama, dar am făcut până acum curățenie, aspirator, praf șters, pe acolo, blatul, mașina de uscat. Am mutat-o, am șters pe sub ea, am aspirat, vedeți, am dat cu mopul și am obosit tare, tare rău. Acum trebuie să punem jucările la loc, uitare acolo, și după aia să mergem să îi bă la culcare pe copii. Să continuăm cu drobul, ce mai e de făcut astăzi. Am obosit de culcat. Ai obosit de culcat? Trebuie, mama, pentru că
Am obosit și eu de făcut curățenie până acum și o să vă arăt că mi-aș cerut să vă arăt meniul nostru pentru Paște. O să vă arăt diseară când o să fie toate gata. Am adus cuptorul cu microunde în partea asta aici în stânga. Am pus pe mijloc mașina de uscat rufele. Am zis că am scos-o de acolo, am măturat, am dat cu mopul, am șterg cu șervețel dezinfectant. După ea și am zis să mai modific ceva, să mai mut pe aici. Aș fi mutat ceva și aici în decorul ăsta, dar nu prea avem cum pentru că e spațiu limitat. Da, mama. Joacă-te, mama, jucați-vă frumos. Când eram eu mică, mama, când făceau curățenie, mă mutau prin casă, mai schimbau din lucruri. Aici nu prea am, îmi dai nici ce să fac. Asta este, trebuie să stăm cu canapelele așa cum sunt. Am pus floricelele, doar floricelele acolo pe pervaz, pentru că erau mai multe nebunii puse. Am mutat mașina de pâine acolo la margine. Am dat cum pe jos, am zis dulapurile, am șters aragazul, mașina de spălat, frigiderul. Pe toate, pe blaturi au rămas mâncărurile care trebuie rezolvate și terminate până la finalul zilei. Am făcut și în hol, am aranjat asta, le-am pus acum mama în cameră, dă cu aspiratorul. La ea n-am mai putut să mai dau, am zis că dau, dar nu mai pot, chiar am obosit de tot. Să-mi fac un ceai acum, să stau un pic să mâncăm și noi de prânz, că e destul de târziu. Am lăsat televizorul mai în stânga, că nici nu mai nimeni să mai vorbesc. Și am lăsat spațiu aici, am pus play-doh, că nu mai am loc să mai pun acolo sus. Și da. Da, mama, măcar ceva am inversat. Am pus încălțămintea de aici afară în ea pe covorașul ăla acolo, ca să nu mai murdări în covorul. Nu-mi doream să vă arăt moca mea de om obosit, dar cam așa arăt. Nu mereu arăt bine, nu mereu sunt machiată. Astăzi nu știu sincer dacă mă machiez. Dacă cumva o să mă vedeți machiată, să știți că vreau să ies din, nu din stres, din rutina asta normală de zi cu zi. Am vrut să-mi fac și unghiile, mi-am adus o jaie galbenă, Donatella Sol de la Opi. Și n-am reușit până acum, a rămas tot cu asta neon. Banii, mama, da, bani de jucării de la Monopoly. Jucați-vă cu ei, mama. Se mai lasă un pic la joacă, după care să iau la culcare. Banii, mama, i-am văzut, da. I-am văzut. De pensat să mă pensez, dar n-am mai apucat. În fine, cred că o să las așa sprâncenele, o să am apoi destul timp să le pensez. Am zis că e culpa amândoi copii, dar Nati n-a vrut să dormă. Dorme doar duminic lângă mine. Mi-au venit și mie căștile. În timp ce făceam curățenie jos și mă bucur foarte, foarte mult că am și eu căști la care să ascult. E nasol când nu am căști. Și am făcut 8.000 de pași până acum. Și am depășit undeva 8.031. Ok. Trebuie să bag ceasul la încărcat. Are 39% baterie și prefer să fie aproape full. Am găsit o față pentru el cu chakrele, vedeți? Sunt chakrele la număr 7. A venit și Laura de la cumpărături cu tata. Mi-a cumpărat niște papucii pentru casă. O să vi arăt, să văd cum îmi vin. Sper să-mi vină corect. Și acum, sincer, mă duc să ascult o meditație cu Deepak Chopra, după care să mă machez, pentru că ghice merit și e relaxul meu. E pasiunea mea, e momentul care mă relaxează, așa că mă duc să mă bucur din plin de el. S-a trezit și Dominic, s-a venit repede la mami în brațe. Da. E târziu, mama, e 6 aproape. Tu mai dormi la noapte, puiuță mică. Nu știu cum o să-l tunde pe el în carantina asta. Dacă știți cum a vrut un truc, îmi trebuie vreo foarfecă, anume, habar n-am, că nu vreau să-i ciun povestcă și apără, vreau să fie frumos. Ție, puiuță mică, ai medzinzez? Medzinzez? Mama, chiar și eu între timp ați văzut cu paletariane. Genial! Genial, și am pus și o comandă la Harvey Nichols, că a fost 10% off reducere. Mi-am luat un gloss de la Rihanna, că știți că pe celălalt l-am spălat la mașina de spălat. Și ce-am mai cumpărat? Un rimel mini, tot de la Rihanna, ca să văd cum este.
au scos variantă mini și am avut și 10% reducere și am profitat și am cumpărat cadou de Paște, de iepuraș. Și m-am uitat și între timp la H&M pentru ei de hăinuțe de vară, de soare, de căldură. Să punem o comandă pentru ei, cu tricouri, pantaloni scurți, fuste, brochițe, nebunii. Nebunii! Iar ridic capul, Dominic, sus! Capul sus! Capul sus! Capul sus! A rămas draperiile închise, trebuie să le tragem pentru că e întuneric. Asta e machiajul, îmi place foarte mult. Bine, se vede aerea pentru că este lumina închisă și cred că s-a și norat afară, se pune ploaie. Da? Da, a reușit să se întindă, gata. Îmi place foarte mult machiajul, îmi place paleta asta Moroccan Spice, știți deja de multe, care mă urmăresc de multe, o paletă genială. Și abia aștept să-mi vină lucrul de buze de la Ariana. L-am comandat în nuanța Sweet Mouth, cred, acela pe care am spus că le-au un New Makeup, bai sau bai. E o nuanță super drăguță, naturală. Și abia aștept să vină mini rimelul, pentru că astea pe care le-am s-au cam terminat. Acum l-am pe ăla de la Too Faced, dar s-a cam terminat. Uite așa e la lumină naturală, fardul de la ochi, super, super, super drăguț. Sclipește așa cu galben, cu mai multe reflexii, dar e super drăguț. Și roșu ăsta așa sus și jos, mi-mi place cum a ieșit, chiar îmi place mult de tot. Uite, m-am îmbrăcat într-una din bluzele pe care le am în hall pentru mine, asta de aici. Am luat-o pentru că mi-era tare răcoare sus și am înghețat de frig în maieu, cât am stat cu Dominic acolo. Mi-am dat hanoracul la jos pentru că mirosea mâncare, era de praf, de, mă rog, de când am făcut curățenie pe aici. Și abia aștept să fac haul pentru voi să filmez, pentru că niciodată n-am filmat un haul pentru mine. Îmi place foarte mult, asta e un pic mai lungă la spate, nu știu cât de bine puteți să vedeți aici. Și e o culoare neagră, închisă cu niște mov pe aici, cu niște persicuță, super drăguț, abia aștept să vă arăt. Iar husa asta de aici îmi place foarte mult, uite că se vede și sclipiciul. Și îmi place și mai mult ideea că am cumpărat-o pe ultima de pe site. Am băgat o mașină de rufe albe la spălat acolo în stânga, trebuie să bag și una de colorate după aia, pentru că e sărbătoare o zi după alta și o să spălăm abia miercuri și azi e sâmbătă, deci destul de mult. Am aici jos cumpărături de la magazinul românesc, am rugat să-mi ia la ora așa cu cașcaval chipsuri, două pufulețe din astea cu roz și patru cu pepene galben, că astea sunt preferatele mele și asta e nouă pentru copii. Și niște măgura cu rom, le-am spreiat după cum vedeți cu spirit și aștept un pic să se usuce să le iau de aici, da mama? Da. Buba, ia uite-i mă la Lego. Ce e acolo? Buba, unde? There. There? Ai făcut buba acolo? Da. Lasă mami că se face bine, n-are nimic. Se face bine. Așa face Dominic. Așa faci Dominic. Nu, mama, trebuie să fii strong. Cum e băiatul strong? Că nu-ți face nimic. Strong. Am băgat și a doua mașină de rufe la spălat, aceea colorată. Mama a băgat mașina cu rufe albe la uscat în partea cealaltă. Între timp am tăiat legumele pentru salata beof, ați văzut, și cele acre, adică gogoșar, castraveți și cartofi și morcovi și niște țelină. După aia am făcut și cina, trebuie să fac maioneza. Apoi, ca să amestec salata beof și o salată de vinete, trebuie să toc și vinetele. Între timp trebuie să mă duc să-i pieptăn și părul Natalii sus ca să-i usuce Laur pentru că a făcut băiță. Aici la cină am făcut niște piept de pui pe grill. Sper că se vede bine și sper că auziți ceva pentru că e mașina de uscat, mașina de spălat, e nebunie în spatele meu. Aici am niște sparanghel. Hello, mama! Hello! Hello, Dominic! Am niște sparanghel pe care l-am făcut cu un pic de sare și cu usturoi granulat, că de-aia arată așa alb, și niște lămâie stoarsă deasupra. Iar aici am niște sos dulce acrișor, de la Uncle Ben sau ceva de genul. Sweet and sour sos cu extra ananas, extra pineapple, pentru că am să fac repede un sos. Da, mami, da. Și tu trebuie să faci băiță. E crema pentru tortul fratelui meu, pentru că luni e ziua lui, am spus. Acolo sunt ouăle pentru maioneză, aici e blatul de tort. Acolo sunt legumele pentru salata beof. Aici
aici e pâinea pentru mâine, aici sunt aperitivele la dezghețat, aici sunt papucii de la Morrison pe care mi-a luat la ori și nu-mi plac și nu îmi vin, trebuie să-i returnez. Și uite așa, cozonacii împăturiți acolo. Da, trebuie să păpăm și noi, că dacă nu, o luăm razna. Am mutat filtrul de cafea acolo, apropo. Am mutat filtrul de cafea și paharele în partea asta, așa? Mami, da, mama. Mama, nu băga mâna acolo, că e crema pentru tortul Bogdan, mama. Bogdan? Da, al Bogdan. Nu știu cât de bine m-auziți, pentru că e mașina de uscat rufe, a doua, aia cu rufe colorate. Hainele albe s-au uscat, le-am și chitit, am și pus fețele de pernă la loc, lingerice am mai spălat. E ceasul, câte că nu se mai aprinde. E 11 și 9 minute, nu se mai aprinde automat când întorc mâna, pentru că e pe night mode, ceva din un sleep, ca să nu deranjez cu lumina când întorc mâna prin pat și dorm. Și am făcut aici un ceai pentru mine și unul pentru mama. Am terminat treaba, ia uite, oja mea cum s-a desprins de aici în partea asta, oh my god. Am făcut un ceai de tei, de sunătoare și de alte plante relaxante pentru seară, pentru că am terminat treaba. Am dat și cu mătura pe aici pe jos și cu mop și cu tot. Aștept acum să se usuce pe jos ca să pun covorașul acolo la loc. Toate sunt spălate, aproximativ strânse în jurul nostru, e liniște și pace. Am reușit să terminăm tot. Ia uite, mă, și pe mine sunt obosită de nu mai pot. Am făcut toată mâncărița pentru mâine, salatele, tortul fratelui meu. E aici în frigider, să vi-l arăt. Acolo. Ia uite cât de faine. E cu din alea maltiz. Momentul să închei și eu vlogul din seara asta. 12 și un sfert, atât s-a făcut ceasul. M-am demachiat și eu m-am schimbat, am venit la baie, m-am spălat și abia aștept să mă bag acum în pat lângă puiuți. S-a dus la urs să îi bage la culcare, în momentul în care am rămas cu salata de beu și de vinete să fac maioneză. Și a venit Nati după mine plângând să mă duc lângă ea, m-am dus, i-am culcat pe amândoi, după care am continuat treaba, m-am întors jos la bucătărie. Și uite-mă acum aici la ora 12, am terminat și cu curățenii, ați văzut, am băut ceaiul ăla de plante pe care mi l-am făcut. Aseară am ascultat slujba la Antena 1, cred că a fost dată, slujba de înviere. Am ascultat-o și am trăit fiecare emoție în parte, am cântat alături de preot, Hristos a înviat din morți. Și da, m-am emoționat enorm, enorm de mult. După care m-am uitat și la momentul când a apărut Lumina Sfântă la Ierusalim, iar m-am emoționat și acolo și a fost o seară plină de emoții pentru mine. O zi obositoare, cred că am 15.000 de pași, doar stând în casă și făcând treabă. O să vă scriu acum pe ecran pentru că mă uit după aia la ceas, acum nu mă mai deranjez, dar cred că am atins aproape 15.000 de pași și mă simt obosită, sincer, n-am mai făcut de mult atât și mai ales stând în casă. Dar am făcut treaba asta și sunt mândră de mine, sunt mândră de ce am reușit. Masa de Paște v-am promis că o arăt și o să inserez acum clipuleț. O să filmez mâine dimineață, pentru că noi în momentul în care punem masa de Paște de dimineață, tămâiem, adică dăm cu tămâie și ne rugăm, după care ne apucăm să mâncăm. Și o să vedeți acum ce am pregătit, toate mâncărurile, drobul, salata beof, salata de vinete, avem cărniță de curcan, avem aperitive, avem cozonacul, na, tipicul cozonac. Și o să vedeți mai mult, o să vă las clipuleț acum ca să vă uitați mai atent, pentru că acum chiar nu mai umbl peste tot să vă arăt ce am pregătit, pentru că este foarte târziu și am nevoie de refacere automat. Organismul meu are nevoie să doarmă ca mâine să fiu ok.
Chiar dacă nu am putut duce la biserică, am urmărit cu mare drag slujba de înviere, am simțit fiecare cuvânt pe care l-a scos preotul pe gură și îl simt pe Dumnezeu aici, în sufletul meu. Am venit să plâng în momentul ăsta. De ce? Pentru că pot să vă spun cu mâna pe inimă, Hristos a înviat. Lumina Sfântă a apărut la Ierusalim și anul acesta. Este un an mai dificil, într-adevăr, pentru noi toți, dar printre ultimele cuvinte pe care Iisus le-a spus, înainte de a pleca la Tatăl sus, a zis: nu vă îngrijorați, bucurați-vă. Ok? Nu vă îngrijorați, nu vă fie teamă, ci bucurați-vă. Hristos a înviat și să ne schimbăm și noi odată cu El în bine. Eu de fiecare dată spun chestia asta în fiecare an, dar anul ăsta am simțit-o mai puternic decât, nu știu, decât oricând, cred, pentru că sunt mai evoluat în partea asta spirituală și mentală decât în alți ani. Mi se pare că așa ar trebui să facem toți, mai ales că anul ăsta e așa un pic mai pe margine, adică nu se întâmplă normal să văd. Mi-a venit să plâng când am văzut preoții cu măști, așa și cu mănuși, Doamne. Deci am rămas așa un pic cu speluc și mi-a dat lacrimi, instant. Deci nu mi-a venit să cred. Este o perioadă mai grea, dar asta nu înseamnă că este sfârșitul, asta nu înseamnă că e un dezastru. Din contră, cred că trebuie să ne întoarcem și mai mult spre Dumnezeu și mai mult spre El, pentru că El este sursa noastră și trebuie să-L descoperim, să începem să ne construim așa un picuț templul din interior, pentru că templul din interior e lăsat baltă și ne-am focusat, pardon, prea mult pe templul din exterior. Așa că haide să punem mai mult bază pe templul din interior, spiritual, sufletește, cum vreți voi să-i spuneți, și să ne apropiem mai mult de Hristos, că na, acum tot este Paștele și sărbătorim învierea Lui. Eu o să închei clipulețul acum, pentru că mă repet, mă duc la nani, sunt obosită, și o să ne vedem clipulețul următor. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, pupici cu drag din partea mea și multă, multă sănătate. Hristos a înviat. Pa, pa!